Mii de pelerini din mai multe zone ale țării au participat marți 14 septembrie 2021 la slujba procesiunii Drumul Crucii de la Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași. Aceasta s-a desfășurat prin dreptul celor 14 troițe care pornesc de la poarta Bucuria Crucii, situată la poalele dealului mare, pe care este amplasată așezarea monahală. Pelerinajul a fost precedat de Sfânta Liturghie, oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, împreună cu un sobor de preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului. Ierarhul a fost întâmpinat în fața străvechei așezări monahale de autoritățile locale, de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, și de mulțimea pelerinilor. În altarul de vară s-a oficiat Sfânta Liturghie, în tot acest timp oamenii închinându-se la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Prezenți au ajuns apoi la poarta Bucuria Crucii. Aici, Preasfințitul Părinte Antonie a început oficierea slujbei procesiunii special alcătuită de către înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În vremea aceea, făcându-se ziua, toate căpetenile, preoții și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare. Pe parcursul procesiunii s-au citit 14 pericope evanghelice și s-au rostit tectenii. În fața soborului, Sfânta Cruce, alături de prapuri, a fost purtată în procesiune de ctitorii celor 14 troițe, așa cum este tradiția. Oamenii au cântat împreună cu membrii grupului psaltic troparul Sfintei Cruci și alte cântări specifice acestei zile. Și ostași și împletind cu nună de spini au pus pe capul lui și lecat comante roșie și apropiindu-se de dânsul îi ziceau: Bucură-te, împăratul iudeilor! Și la numele meu, fiindcă nu cunosc pe cel care m-au trimis spre mine. În cuvântul de învățătură, episcopul de Bălți a făcut referire la importanța Sfintei Cruci în viața credincioșilor și la frumoasa procesiune organizată la Mănăstirea Hadâmbu de un deceniu. Mulțumim că astăzi m-am învrednicit și eu să particip și să trăiesc și să retrăiesc împreună cu dumneavoastră emoțiile celor care
au l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul crucii, pe drumul spre Golgota. Crucea ne dă și o lecție, ne îndeamnă și ne amintește de sperenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când aprivim la o cruce, când ne închinăm la o cruce, bineînțeles, gândul nostru merge în primul rând la jertfa Lui. Și bineînțeles, fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm ce facem noi, cu ce răspundem noi la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. El a îndurat suferințe, părmuiri, scuipări. Și am citit astăzi în Evanghelie și urcând la această colină, și ne-am rememorat, cumva ne-am amintit de toate suferințele Mântuitorului nostru și în același timp și noi să ne întrebăm, noi cum răspundem? El toate acestea le-a suferit pentru noi. Care este răspunsul nostru? Noi cum răspundem la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Bine? Noi vorbim despre cruce, deci ne imaginăm ca o cruce materială, două brațe, un braț vertical, altul lateral. Aceasta, de fapt, ne arată și planurile viețuirii noastre. Este un plan orizontal sau material sau biologic. Mulțumim Părintelui pentru această invitație. N-ați prea Sfințitului Părinte Teofan pentru oportunitatea de a participa la acest moment. La rândul său, Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat ca Preasfințitul Antonie să slujească Sfânta Liturghie și slujba procesiunii. În același timp și-a exprimat gândul de recunoștință către Episcopul de Bălți și față de toți pererinii care au venit la Mănăstirea Hadâmbu pentru a cinsti crucea de viață dătătoare a Mântuitorului Hristos. Începutului, când acest drum, preasfinția voastră, nu știu dacă mulți dintre pelerini știau că îl parcurgeam pe jos, de la Mogoșești pe jos, aproape nici căruța nu se urca în dealul mare, iată mâna lui Dumnezeu, blagoslovenia Domnului Dumnezeu Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat și ne-a blagoslovit și ne-a trecut prin minte ca să aduc aici, în dealul mare, cum bine spuneau maramureșene, Atosul Moldovenesc, așa numesc maramureșene, dealul acesta care cu multă trudă l-a murcat. Și iată astăzi cei care încă n-au avut șansa să ajungă în Țara Sfântă, poate să vină în dealul mare, la drumul Crucea, an de an, și observăm bine că anul acesta, din ce în ce, mai mult popor. Ăsta este semn de multă bucurie, speranță, nădejde, milostivul Dumnezeu. Că știu cum aș putea în puține cuvinte să vă mulțumesc. Mă plec în fața frăților voastre, știu că m-a scos într-o ruină. Dumnezeu, prin voi, m-a scos din acel turn de 3 metri, unde astăzi, iată cât popor, evlavios, aduce scumpa noastră mamă. Avem șansa să ne putem ruga. Aduceți-vă aminte cum v-ați închinat pe la porțile mănăstirilor și bisericilor. Și slujitori au slujit singuri în Sfintele Altare și biserici și mănăstiri. Nu știu cât mulțumiți lui Dumnezeu că avem și am avut și avem această șansă și astăzi să fim împreună rugători. Părintele Episcop Antonie a oferit apoi Părintului Stareț Nicodim o candelă care se arde la Mănăstirea Hadâmbu pentru unitatea neamului românesc. Amintind că programul liturgic prilejuit de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Hadâmbu a început în seara zilei de luni, 13 septembrie, cu slujba vecerniei unită cu litia, urmată de scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului, de taina Sfântului Maslu și de utrenie.